Dragul meu, vreau să te prezint și vreau să ne spui câteva lucruri despre muzica ta foarte frumoasă, pentru, pe care noi deja o să o difuzăm pe televiziune Exclusiv TV. Mulțumesc! Eu mă numesc Rareș Drăghiș, sunt referent la Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale din Bacău. Ce să vă spun? Care e repertoriul tău? Păi, repertoriul meu este în funcție de necesități, pentru că în funcție de localitatea sau locul unde mergem, eu trebuie să cânt ceva. Și atunci, la o șezătoare am să cânt ceva, la un loc deschis voi cânta cu totul și cu totul altceva. De dragobete, bineînțeles, am să cânt niște melodii de dragoste, la o sărbătoare câmpenească melodii de voie bună și așa mai departe. La mormântări încă n-am fost. Am înțeles că ești profesor de muzică, da? Da, 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 sunt. Ai transmis și elevilor tăi aceeași pasiune pentru această pasiune, muzica, acest hobby, dar care poate pentru unii, să spunem, se poate transforma în ceva mai mult. Sper să spun că datorită mie s-au vândut cele mai multe chitări din județul Bacău. Eu fac cu copiii chitară, și la magazinul de muzi, de instrumente muzicale din Bacău, deja sunt cunoscut acolo. Când vine cineva, un elev, eu știu, clasele 9-12, să vrea o chitară, îl întreabă, ești de-a lui domn profesor Drăghici? Și sper că asta înseamnă ceva bun. Cum ți s-a părut acest festival, având în vedere tradiția noastră românească? Ce ți s-a părut mai important în ceea ce a fost astăzi aici la Pădurereni? În primul rând, subliniez că sunt copii, că sunt începători, că sunt amatori și fiind așa, sunt excepționali. Spunea și domnul director Florin Zâncescu, e foarte greu să lucrezi cu amatori. Nefiind profesioniști, îi depășesc cu mult, tocmai datorită pasiunii și dorinței de a face ceva frumos. Ce crezi că te caracterizează cel mai mult în ceea ce faci tu? A, plăcerea de a trăi, asta nu se pune la discuție. Nu, îmi place ceea ce fac, chiar îmi place. Ce crezi că ar trebui să mai afle telespectatorii noștri de la tine în ceea ce privește activitatea muzicală? Activitatea mea sau la mod... Muzicală? A ta, personală. Eu pot să-i chem oricând. Tot ce știu eu le fac cadou, ca să zic așa. La școala populară e ușor de participat la cursuri. Taxa practic s-a desființat. E 100 de lei pentru 3 ani. Foarte interesant. Și n-am ținut secret. Din ce am știut eu, am dat și celorlalți. Am răspuns de obicei la întrebările care mi se pun. Nu de obicei, scuze, de fiecare dată. Ce planuri de viitor apropiat sau, eu știu, de pe termen lung ai în acest domeniu? În domeniu nu pot să n-am făcut, până acum n-am ținut secret nimic, nici de acum încolo n-am să țin secret nimic. La fiecare întâlnire învăț câte ceva și încerc mai departe să dau la rândul meu. Eu îți mulțumesc foarte mult și sperăm că ne vom revedea și la următoarea ediție aici la Pădurereni. De fiecare dată când sunt chemat, eu vin, n-am refuzat niciodată. Mulțumim foarte mult!